Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre un aspect cu care ne confruntăm fiecare dintre noi, în mod special atunci când circulăm cu automobilele, dar de fapt și cu transportul public. Este vorba de denivelările artificiale din Chișinău. Pe marginea acestei teme, pe parcursul zilei de astăzi, a fost susținută și o conferință de presă în cadrul căreia au fost discutate mai multe aspecte ce țin de fapt de legalitatea și până la urmă și raportate la poluarea pe care o au acestea pentru mediul înconjurător. Acestea, dar și alte aspecte, vom încerca să le discutăm împreună cu Sergiu Ungureanu, expert în energie și economie. Bună seara, domnule Ungureanu, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Haideți să încercăm a explica pe îndelete telespectatorilor noștri în ce constă de fapt această problemă a denivelărilor artificiale, cer scuze, și de ce până la urmă s-a conturat ca una destul de gravă pentru orașul nostru în mod special. Vă rog. Deci problema aceasta, după cum ați spus, ne confruntăm în fiecare zi, șoferii, nu doar șoferii, pasagerii, chiar și cei care folosesc transportul public, oricum indirect se confruntă pentru că observă aceste sărituri, aceste salturi care de fiecare dată le au și noi de multe ori suntem deprinși, trecem pe lângă anumite disconforturi, trecem cu vedere, doar să nu ne mai gândim de ce sunt acestea, care este scopul lor, de ce au fost, există poate alte posibilități și alte mijloace. Și iată, trecând de mai multe ori așa, am considerat că asta este totuși o problemă. Haideți să vedem care este sursa acestei probleme, de ce ea totuși este o problemă și cum putem să găsim alte alternative la aceasta. Și după cum te cunoaștem, acestea au început să fie instalate masiv așa mai mult din anul 2014, 2015 încă mai mult, deci au început să fie instalate în Chișinău. Problema principală este că ele sunt instalate oriunde, ele sunt instalate fără ca să fie oarecare coordonare. Ele se coordonează doar între anumite organe, între poate primărie și cu maximal poliția municipală, care iarăși este foarte dependentă de primărie. Deci ei între ei fac așa, cum spune, o decizie, un междusăboicic și hotărăsc unde spună anumite din aceste limitatoare de viteză. Societatea civilă nu este implicată? Societatea civilă practic nu are nicio tangență la aceasta, cu toate că ar fi bine să se întrebe sau cel puțin să facă o expertiză, o analiză, unde le punem, cât le punem, pentru că așa putem să ajungem la faptul să le punem la fiecare 10 metri și atunci ce facem din oraș. Dar în primul rând asta este și un aspect estetic foarte nefrumos, așa să spunem, urățește acest oraș. Am discutat cu mai multe persoane care vin aici din străinătate și chiar s-au arătat și ei mirați de atât de multe aceste denivelări care fac și zgomot, fac și anumite poluare în sensul acesta. Deci am hotărât să fac un studiu. Un studiu care se bazează pe anumite norme energetice, pe anumite cunoștințe în economie și am determinat care sunt alte aspecte care nu au fost luate în calcul de către autoritățile locale când le-au instalat. Și în studiu am ajuns la niște cifre foarte interesante și niște cifre care ar trebui să ne pună pe gânduri ce înseamnă aceste denivelări. Noi le zicem toți limitatoare de viteză. Deci ca să înțeleagă lumea, poate mulți nu au înțeles că despre ce merge vorba, acele limitatoare de viteză sub formă arcuită, curbată, care sunt la foarte multe intersecții, la foarte multe treceri de pietoni și așa mai departe. Deci ele sunt... Dar ele până la urmă sunt legale? Iată, aici este și întrebarea cea mai interesantă. În codul rutier nu există nicăieri nicio stipulare despre acestea. Deci ele nu au o acoperire legală în acest sens. Deci nu există... practic ele pot fi privite de către noi sub aspectul codului contravențional ca niște bariere sau îngrădiri pe carosabil. Iar aceste îngrădiri nu au apărut, spre exemplu, ca în urma căderii unui copac și a apărut o îngrădire. Nu au apărut ca în urma căderii unei cărămizi care formează un obstacol. Dar acestea sunt obstacole create artificial de către autoritățile primăriei și unicul document legal care se referă la aceste denivelări, la aceste limitatoare de viteză, este acest standard moldovenesc care este aplicat în Moldova. Haideți să-l arătăm telespectatorilor la cameră ca să-l vadă și ei. Da, este standardul SM, standard moldovenesc STB 1538-2009, deci, care este un standard preluat. Este un standard preluat de la Federația Rusă, Belarus, Ucraina, deci noi lucrăm sub același standard, în care
aceste denivelări sunt reflectate și sunt arătate unicul document care le mai reflectează. Și iată, după forma lor și după dimensiunile lor, aici avem și anexele care se dau pentru dimensiunea acestor denivelări. Și iată, la limita de 30 km pe oră care sunt aceste denivelări, avem 3,5 metri. Deci lățimea acestei denivelări, lățimea pe curb, pe hoardă, deci da, care trebuie să fie această denivelare. Unicul document legal care este. Când ne ducem să ne uităm la denivelările noastre din municipiul Chișinău care sunt instalate, am spus că în mare parte și pe locuri unde trebuie și unde nu trebuie, pentru că acest standard reglementează și locurile unde trebuie să fie instalate, pentru că nu pot fi instalate oriunde și pe benzi, haideți așa să spunem, pe drumuri unde sunt 3-4 benzi de circulație pe o direcție. Să luăm, de exemplu, Alba Iulia, să luăm Calea Ieșilor, Mircea da, cel Bătrân și multe altele. Deci sunt instalate aceste denivelări fără ca să fie acoperit legal, dar ele nici nu sunt după dimensiunile care trebuie. Ele au o lățime doar de 65 cm. Parcă ar părea cuiva că nu are nicio importanță chestia asta, dar asta are un impact foarte mare, pentru că având o dimensiune mai mică, impactul mecanic asupra automobilului, asupra părților caroseriei este mult mai mare. Și noi avem o deteriorare mai accentuată a pieselor, în special cele ce țin de amortizare, cele ce țin de toți suporții și care țin de automobil. Și astfel noi, practic, așa spunem, indirect, toți șoferii, chiar și nu doar șoferii, și cei care merg în transportul public, plătim indirect pentru piesele adiționale care se strică din cauza acestor denivelări. Domnule Ungureanu, în alte țări, spre exemplu, nu știu, în țările vecine, ele sunt întâlnite? Da, deci ele sunt întâlnite, dar ele sunt întâlnite doar pentru străzi intracartier, pentru străzi foarte puțin circulate de către automobile, acolo unde sunt mai mulți pietoni. Deci nu se pun asemenea instalații la străzi largi, deci acolo unde este un trafic de 1000, de 2000 de automobile pe oră, deci cum sunt străzile sus menționate, care au uneori trafic care depășește aceste cifre, deci care este un trafic enorm și acolo se pune doar în anumite porțiuni și în genere toate țările civilizate, țările europene încearcă deja să se debaraseze de acestea. Le lasă doar parțial în anumite locuri unde nu există alte soluții, dar există și alte soluții de nivel organizatoric a fluxului de circulație. Pentru că dacă ne uităm la... Este așa o noțiune, traffic calming devices, deci calmarea da, traficului, cum are loc. Aceasta are loc și prin anumite soluții arhitecturale. Drumul se face un pic mai șerpuit, se fac anumite insule de siguranță care preiau o bandă sau jumătate de bandă și atunci conducătorii auto oricum limitează viteza, micșorează. Deci nu doar aceasta. Și aceasta e o soluție mult mai frumoasă când există anumite zone verzi care, spre exemplu, acoperă, când există anumite piste pentru bicicliști care iau o parte din... Deci mai sunt și alte soluții. Putem să iluminăm mai bine aceste treceri pentru pietoni. Pentru Chișinău ar fi, nu știu, o alternativă semafoarele? În Chișinău ar fi, da, o alternativă ar fi semafoar, dar nu la toate. Trebuie să analizăm, pentru că aici este și greșeala cea mai mare a municipalității. Pe de o parte, au vrut să evite o problemă. Da, există o problemă că la noi unii șoferi nu sunt disciplinați și apar acele accidentări de pietoni. Dar acestea, în masa totală de șoferi, sunt nu maximum 1-2% care așa sunt nedisciplinați. Procedează, da. Trebuie să-i prindem, dar pentru acești 2% sau cât sunt ei, pentru foarte puțin, deci suntem pedepsiți cu toții. Deci noi toții trebuie să trecem peste aceste denivelări. Noi cu toții ne spunem riscul pentru că alți șoferi încercând să evite aceste denivelări, le evită pe contrasens. Deci fac așa numită șerpuire. Deci și această șerpuire asta înseamnă că el iese în contrasens și de foarte multe ori se întâmplă accidentul din această cauză. Sau te trezești cu un șofer care îți vine pe contrasens și te oprești, pur și simplu îl lași să treacă deja pe banda lui, pentru că a ocolit această denivelare, care este mult mai mică și are un impact mai mare asupra automobilului. Dacă ea ar fi mult mai lată, dacă ar fi de 3,5 metri față de 65 cm, aceasta ar da urcarea pe ea și coborârea de pe această denivelare ar fi mult mai moale. Nu ar fi atât de zguduitoare. Mașinile, practic, la 30 km pe oră. Noi avem semnele acestea de circulație care nu ne spun că denivelarea trebuie trecută la 30 km pe oră și în orice secvență video care există pe Chișinău, veți vedea că sunt... Deci la 30 km pe oră, mașina practic trebuie să zboare peste ele, pentru că lovitura este atât de puternică și este o lovitură mecanică, care lovește atât în piese, cât și în cei care sunt în interiorul vehiculului. Eu mă uit chiar și în troleibuzele noastre, care nu sunt atât de noi, dar când circulăm cu troleibuzele, cu autobuzele noastre din municipiul Chișinău, de fiecare dată când se trece peste o asemenea, se simte o lovitură destul de puternică și poate tinerii nu prea o simt, dar oamenii în etate, cu un mod sigur o simt aceasta și până la urmă se reflectă și asupra sănătății noastre.
Здравствуйте, на Акцент ТВ Новости, в студии Ольга Федосенко. Сегодня в выпуске. Цифры говорят сами за себя. Терпение кишиневцев на пределе. Bun găsit, doamnelor și domnilor, ședința Parlamentului de astăzi a debutat cu trei inițiative venite din partea fracțiunii PSRM. Noi aducem informația netrunchiată, clară și obiectivă. Освобождение города Флорешт завершилось взятием этой высоты. Каждый день мы освещаем те события, которые интересны нашим зрителям. Ședința de astăzi a primăriei s-a petrecut din nou fără participarea primarului general Dorin Chertoacă. Noi gândim altfel și găsim pentru tine exact ce te interesează. 15-й етнофестиваль в самом разгаре. Надо сказать, сложно оставаться в сторонке от таких танцев. Мы живем событиями, мы говорим о том, что действительно происходит. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Asigură-te că ești primul care află cele mai importante evenimente ale zilei, de luni până vineri la orele 12, 15, 18, 20 și 21.30. Fii pas în pas cu actualitățile Accent Info. Ești informat, ești înarmat. Stimați telespectatori, revenim în studio la discuție. Spuneam ceva mai devreme, astăzi discutăm despre denivelările artificiale din Chișinău împreună cu Sergiu Ungureanu. Domnule Ungureanu, spuneam ceva mai devreme despre modul în care sunt instalate ele și pericolele. Pe lângă faptul că trebuie să mergem destul de frecvent cu automobilul pentru a face anumite reparații, mai avem și o poluare atmosferică. Haideți să rămânem în albe acestei probleme și să explicăm în ce constă. Deci ar trebui să începem de la ceea că în toate proiectele care au loc în cadrul unei municipalități, în cadrul național sau regional, deci, și acesta este de asemenea un proiect care ține de limitarea traficului sau calmarea traficului, toate aceste soluții trebuie să fie analizate multicriterial. Deci un criteriu de analiză a fost acela că se așteaptă că se va micșora numărul de tamponări ale pietonilor. Da. Dar alte criterii de analiză nu au fost considerate în genere în acest caz, pentru că nu s-a luat în considerare care este impactul asupra mediului. Și impactul asupra mediului este una dintre elementele care acum în practica europeană, în practica mondială se cere foarte mult. Se cere unul dintre, deci practic nu poți implementa un proiect, nu poți face nimic dacă nu ai analiza de impact asupra mediului. Și acest impact asupra mediului poate fi direct dacă cineva chiar poluează cu anumit proiect sau indirect. Deci cum e la acestea? Pentru că este indirect legat de că automobilii vor polua, nu poluează însă și aceste denivelări. Și care este situația aici? Am calculat, pentru că chiar am vrut să văd care este impactul de mediu al acestora și am determinat că avem trei zone, așa hai să spun, zona de până la denivelare, când are loc o frânare activă, zona trecere peste denivelare și zona de după denivelare. Deci, semnificativ, de la viteza normală se coboară până la viteza, nu de 30 km, dar toți coboară șoferii pentru acestea până la 10 sau 5 chiar km pe oră ca să treacă peste de această denivelare, iar apoi după aceasta are loc o accelerare activă. Anume în timpul accelerării active, anume în timpul apăsării pedalii de accelerare, orice automobil consumă mai multă energie. Consumând mai multă energie înseamnă că arde mai mult combustibil și arderea aceasta de combustibil se transformă până la urmă în emisiile de aceste de noxe, de poluanți, de gaze cu efect de seră, deci se emite cu atât mai mult. Și pentru fiecare denivelare, având în vedere traficul de automobile care este peste această denivelare, în dependență de drumul pe care este ea instalată, avem un anumit coeficient, avem o anumită cantitate de eliminări. În studiul care l-am dat, am determinat pentru aceste străzi foarte aglomerate, că circa 150-160 pentru calea ieșilor a ieșit în genere 170 de litri de combustibil adițional per zi, per o denivelare. Având în vedere pe an, ieșim ușor la peste 10-12 mii de litri adițional de benzină, care nu doar benzină, merge vorba de combustibil. Pentru că la ambele se... Deci combustibil adițional care se cheltuie. Acest combustibil adițional aduce emisii suplimentare de circa 350-400 kg pe zi. Deci dacă mulțim aceasta cu 360 de zile pe an, observăm că obținem niște cifre enorme. Și aceasta, până la urmă, se reflectă în ce? Se reflectă într-aceea că se acționează asupra sănătății noastre, pentru că trăind într-un oraș relativ mic, aici are loc aceste emisiile, acestea au loc anume aici,
automobile emit mai mult. Eu nu spun cât, nu revin acum la problema câte automobile sunt acum în oraș, cum le scoatem, cum le limităm. Hai cu acestea care sunt. Deci cu acestea care le avem zilnic. Dar dacă la acestea care sunt nu le creăm condiții un pic mai bune, dar le creăm condiții de îngreunare, atunci ele emit și mai mult. Și aceste emisii se transformă în boli. Suntem țara care avem un număr foarte mare de boli cardiorespiratorii, care sunt în mare parte legate de poluarea aerului. Avem foarte multe boli de cancer. Avem un institut oncologic foarte mare și care este de multe ori plin. Da. Domnule Ungureanu, haideți să discutăm un pic și despre modul în care au fost achiziționate aceste limitatoare de viteze. Se cunoaște, există o transparență? Cât costă ele? Pentru că găsisem pe rețelele de socializare, dacă nu mă înșeală memoria, un metru de denivelare artificială cu instalare costă aproximativ 1600 de lei. Nu știu în ce măsură corespund aceste date realității, vă rog. Da, deci în mod normal, cam acestea ar trebui să fie prețul unei instalări, chiar cu tot cu achiziționarea ei, dacă să luăm, pentru că prețurile sunt destul de joase. Dacă dăm o căutare pe internet și asta o pot face oricine, chiar și... orice telespectator, da. Da, deci căutând aceste denivelări artificiale sau dacă le spunem pe rusești iscustinei darojnei nerovnosti, pentru că ele sunt venite în mare parte din Rusia, Ucraina, Kazahstan, Belarus, deci producătorilor. Deci observăm care sunt prețurile lor. Prețurile lor sunt departe de cele care sunt actualmente. Eu m-am adresat cu scrisoare oficială către primăria municipiului Chișinău ca să mi se dea răspuns care sunt aceste costuri. Au fost făcute oare achizițiile așa cum trebuie, pentru că sunt niște costuri mari, sunt niște costuri care depășesc acea limită care poate fi făcută fără achiziții publice. Care este caietul de sarcini pentru acesta? În caietul de sarcini s-a stipulat dimensiunile, s-a stipulat care sunt conform căror standarde, care sunt sursele de informare în care s-au informat câți oameni au participat sau câte întreprinderi au participat cu oferta lor la achiziția acestor denivelări. Deci la nicio întrebare din această legată de partea economică ei nu au răspuns. Am găsit doar într-un alt studiu, indirect, și din alte scrisori care au venit mai înainte, din partea primăriei, că per totalmente vor să fie instalate circa 150 de denivelări de 8,55 milioane lei. Deci, la momentul de față, încă nu sunt 150, sunt 110 și cu un preț total de 4,9 milioane. Deci, dacă stăm să împărțim aceste cifre, totalul cât au costat la totalul de nivelărilor care vor fi instalate pe fiecare trecere de pietoni, observăm că securizarea unei treceri de pietoni au costat primăriei 59.000 de lei. De 59.000 de lei. Dacă chiar să luăm lățimea unei acestei treceri de, nu știu, de 7 metri, de 8 metri și dintr-o parte și din alta, deci nici de cum nu ajungem la acele cifre care, deci, se observă că sunt prețuri duble, triple sau cu multe, de multe ori au depășit. Și aici aș vrea ca să obținem un răspuns, poate de la organele competente, care să vadă cum au fost ele procurate, a fost achiziții publice sau nu a fost achiziții, prin care a fost caietul de sarcini, câți au fost participanți la acel tender, pentru că trebuia să se organizeze tender și de ce s-au organizat sau nu s-au organizat tender. Deci foarte multe întrebări care rămân în aer și care, încercând să le aflăm, ei se acoperă doar cu o singură sintagmă, că noi salvăm viețile omenești. Păi bine, pe de o parte să credem că salvează viețile omenești ale pietonilor, dar pe de altă parte sunt viețile care au avut de suferit sau câtă sănătate s-a dus acelor oameni care au inhalat aceste gaze care sunt nocive. Cât au crescut numărul celor care sunt bolnavi de boli cardiorespiratorii și avem și noi foarte multe asemenea cazuri. Iată, aici trebuie să ne uităm, pentru că nimeni nu vede partea cealaltă, pentru că trebuie să facă o analiză mult criterială. Dar până la urmă, în misiunea cărei instituții sunt aceste denivelări? Cine ar trebui să se ocupe de ei? Pe de o parte poliția, pe de altă parte, nu știu, primăria? Este primăria municipiului Chișinău și Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație. Deci în gestiunea lor se află aceasta, anume ei. Da, poate au dat aceasta la Exdrupo, că Exdrupo instalează, dar când am încercat să aflăm, iată, a fost câteva zile în urmă o primă dezbatere la primărie pe această temă, pe tema transportului public, și s-a atins tema aceasta a denivelărilor, care era o neclaritate totală, pentru că Exdrupo spunea că poliția cere instalarea acestora, poliția spune că anume primăria cere, primăria spune că iarăși altcineva. Deci se încerca a pasa vina de la unul pe la altul și nu se știe până la urmă cine totuși a cerut, care este responsabilitatea până la urmă acestora. Domnule Ungureanu, eu propun ca să intrăm într-o legătură telefonică cu Mihai Canaș, șef direcție poliție rutieră. O să rog regia ca să ne facă legătura cu dumnealui pentru a afla din primă sursă
cine de fapt se face vinovat sau datorită cui avem aceste autonivelări pe drumurile din capitală și care ar fi criteriile care trebuie să fie respectate nemijlocit atunci când vorbim despre instalarea lor. Cred că mai multe amănunte ne le poate oferi domnia sa. Sperăm să ne răspundă la telefon pentru aceste declarații pe care intenționăm să le obținem. Până atunci, domnule Ungureanu, vreau să mai vedem câteva aspecte ce... Alo? Alo. Alo, bună seara. Domnule Canaș, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în emisie directă, discutăm despre denivelările artificiale din Chișinău. Au apărut o serie de întrebări și am vrea ca să obținem răspuns de la dumneavoastră. Spuneți-ne, vă rog, cine și cum coordonează până la urmă amplasarea lor în municipiul Chișinău și dacă se ține cont de anumite recomandări naționale, poate și internaționale. Vă rog. Au fost denivelările artificiale coordonate anterior cu administratorul de drum, Direcția Generală a Transport Public și de Comunicații și Direcția de Poliție Municipiului Chișinău. Dar ele corespund a anumitor criterii internaționale? Pentru că, iată, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, domnul Ungureanu spunea că nu întotdeauna se respectă prevederile internaționale. Sigur că au fost instalate în baza normelor tehnice, luate ca bază în organizarea circulației rutiere pe teritoriul țării. Spuneți-ne, vă rog, pare interesant lucru că în codul rutier nu există această noțiune, nu există prevederile. Cum trebuie privită această problemă? Am spus că este norma tehnică, normativul tehnic. Unde sunt date toate criteriile de amplasare și instalare. Ele au fost promovate ca o măsură provizorie. Nu știu dacă cunoaște statistica accidentelor rutiere, înseamnă că municipiul Chișinău, din numărul total accidentelor rutiere, 20% li se revine tamponărilor de pieton, anume pe trecerile pietonale. Vă rog, domnul Ungureanu dorește să intervină cu dumneavoastră. Da, îl ascultăm. Domnul Ungureanu. Bună ziua. Domnul Mihai, aș vrea să întreb dacă au mai fost examinate și alte soluții pentru calmarea traficului decât doar instalarea acestor denivelări, care, după cum spuneți, sunt temporare, dar deja de 3-4 ani ele sunt foarte multe instalate. Nu știu cât de temporar mai poate fi. Și dacă ziceți că faceți referință la niște normative tehnice, păi avem un standard care spune cu totul alte ceva. Dar bine, haideți la prima întrebare. Dacă s-a mai examinat și alte posibilități în afară de acestea doar? Au fost examinate. Sigur că ar fi perfect să fie niște semafoare cu buton de comandă la apariția pietonului ca să stopeze circulația pentru a traversa carosabilul. Însă, până la moment, municipalitatea n-au identificat sursele necesare pentru a implementa chestia respectivă. Spuneți-ne, vă rog, încă un aspect intenționat să-l aflăm de la dumneavoastră. S-a discutat sau s-a luat în calcul poluarea mediului? Poluarea mediului s-a luat în calcul și poluarea mediului, însă măsura stringentă, am spus, pentru ce a fost aplicată. Da. Deci, viața și sănătatea omului, cunoaște impactul tamponării de pieton, care sunt consecințele. Și... Avem și copii traumatizați. Și... Da, s-ați date statistice. Da. Au scăzut după aceste instalări numărul persoanelor traumatizate? Aveți o statistică? Sigur, sigur. Sunt, ne puteți da niște cifre? Tamponări. Eu le-am adus la cunoștință în cadrul dezbaterilor care au fost recent organizate în primărie municipiului Chișinău, unde a participat domnul Ungureanu, pare mi. Spuneți-ne, vă rog, cât costă instalarea unui metru de denivelări? Nu pot să vă comunic, asta administratorul drumului cred că poate să vă dea niște detalii mai... Noi ne interesează siguranța traficului rutier, dar nu costă.
Noi vă mulțumim pentru aceste declarații, vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Domnule Ungureanu, revenim la discuție. Starea de lucruri pare a fi destul de interesantă. Domnia sa spunea că s-a luat în calcul și semafoare, ceea ce încercam și noi până la pauză să discutăm. Este mai scump? Din ce considerente aceste lucruri nu au mers? Deci, haideți, dacă facem un calcul simplu, cum am spus, pentru securizarea unei treceri de pietoni, în medie, cum s-a determinat că este 59.000 lei, și având în vedere că aceste denivelări observă toți șoferii care trec maxim o lună, două stau și apoi încep a dispărea elementele, sunt luate sau de ploaie sau sunt deteriorate sau sunt tasate în asfalt, practic, mai ales acum în timpul verii, acesta este un lucru foarte frecvent. Deci durata lor de viață este practic de 1-2 ani. Deci după 2 ani noi iarăși, dacă să mergem pe logica primăriei, iarăși trebuie să mai investim încă o dată 59.000 lei ca să reînnoim, pentru că tot conform acestui standard național sunt interzise exploatarea acestor denivelări cu fără una, două elemente sau deteriorate. Și deci se ridică în general la o sumă foarte frumoasă, dacă luăm pe o perioadă de 5 ani, trece ușor, lejer, trece peste 100.000 lei. Cu 100.000 lei cât determinăm noi, este mult mai ieftin să organizezi un semafor care să stea la fiecare din acele treceri de pietoni cu un senzor sau cu un buton. Și este foarte tehnic, deja aceste lucruri sunt foarte posibile. Există o serie întreagă de tehnologii care sunt foarte ieftine și sunt mult mai ieftine decât organizarea Domnul aceasta. Domnul Canaș spunea că nu s-au identificat mijloace financiare. Așa am înțeles cel puțin. Eu aș tinde să cred că poliția sau domnul Canaș nu este la curent cu toate aspectele economice, pentru că nu cunoaște, iată, m-am întrebat care este costul, nu cunoaște. Da. Deci nu s-au examinat alte soluții. De obicei la noi se face pe soluția cea mai simplă, prima aleasă și cea mai comodă pentru cineva, deci pentru primărie sau pentru poliție. Deci ați văzut chiar și coordonarea. Coordonarea practic nu există, există doar între ei, s-au înțeles cât, dar această coordonare trebuie să fie mult mai largă, pentru că, bine, dacă este o anumită construcție care ține doar de interiorul curții unei poliții sau curții primăriei, acolo coordonează doar ei. Dar când iese la pietoni, când iese la oraș, în cartiere, acolo deja trebuie să treacă la o coordonare cu populația locală, cu experții, unde punem, unde nu punem, pentru că lucrurile astea deja ies un pic din limita competenței. Întrebarea cred că ne-o acordă toți telespectatorii. Unde punem? În preajma școlilor, în preajma grădiniților, unde punem? Păi dacă ar fi să respectăm legislația actuală, și nu știu la ce documente a făcut referiție în domnul Canaș, dar acum la moment există doar acest standard, pentru că în codul rutier nu există acest. Deci unicul document legal care ține acesta este standardul și el prevede clar, da, în apropiere de școli, în apropiere de grădinițe, deci în nemijlocită apropiere, nu la 300 de metri sau la 400 de metri de școală, deci cum au intenție sau, deci acolo unde există posibilitatea aceasta și unde nu există posibilitatea de a face alte măsuri, spre exemplu, măsuri de șerpuire a drumului sau măsuri de crearea unor insulițe de siguranță sau măsuri de instalare a unor camere, a unor semafoare adiționale. Deci numai în cazul acesta unde nu există posibilitatea altor măsuri se instalează asemenea lucruri care să calmeze un pic traficul și acelea trebuie să fie după anumite standarde. Bine, punem cum trebuie, dar dați să respecte măcar ceea ce am scris noi și ceea ce am aprobat, am pus ștampilă că este legal în Republica Moldova, nu altceva, pentru că dacă pui altceva, atunci trebuie să aducă documente care confirmă că ele sunt inofensive pentru automobile. Dar din scrisoarea care a venit din partea municipalității Chișinăului, ei au spus că niciun fel de analiză de impact de mediu sau analiză de alt tip nu s-a făcut asupra acestora. Deci, domnul Ungureanu, eu în calitate de cetățean a Republicii Moldova trebuie să înțeleg că denivelările vin de fapt să corecteze erorile celor care au proiectat drumurile la etapa de proiectare? Sau care este menirea lor până la urmă? Pentru a limita doar și a ține sub control traficul? Ca idee de bază, ele au fost instalate ca să micșoreze numărul de tamponări. Așa este formularea oficială, dar ele sunt instalate la un orden sau ucaz al primarului, deci fără ca să aibă o acoperire legală. Pentru că, să spun, mâine, dacă vrea vreun primar și spune că tăiem trunchiuri de copaci, punem trunchiuri de copaci în mijlocul drumului, de asemenea pot să le considerăm denivelări, cu toate că nicăieri nu este pus asta ca o normă legală. Deci noi ca cetățeni trebuie să înțelegem că ele au ca scop un pic calmarea traficului, dar ele sunt de măsură temporară. Noi nu putem să pedepsim toți șoferii pentru 1-2% din cei care nu sunt disciplinați. Că ăștia trebuie să se ocupe poliția, că ăștia trebuie să se ocupe educarea lor, deci alte lucruri ar trebui. Camere de luat vederi care spun, sunt orașe în
România, în Europa, în care la fiecare din această intersecție, trecere cu pietoni, există camere de luat vederi care observă imediat. Dacă se întâmplă, șoferii devin un pic mai calm, mai responsabil din acest punct de vedere. Dar noi, uitați-vă că trecem altă, alegem altă idee, punem aceste din vedere. De multe ori se întâmplă accidente și sunt o serie întreagă de linkuri pe internet unde s-au întâmplat accidente din cauza că a încercat să ocolească aceste denivelări. Și ele, în loc să când facă un bine, ele fac mai mult rău, pentru că mai multe accidente. Dar dacă vorbim despre emisiile acestea de gaze cu efect de seră, care clar că și de emisiile de gaze nocive, poliția nu are, nu știu, capacitatea și dorința să le calculeze. Nu este de treaba lor. Ei au spus, puneți aceste denivelări. Dar în Republica Moldova s-a preocupat cineva de această problemă? Avem niște date? Pentru că eu, în calitate de jurnalist, am găsit că, spre exemplu, în Minsk, dauna ecologică ajunge la 600 de mii de dolari. La noi, când se face un calcul, când cunoaștem și noi? Vom încerca prin intermediul, deci sunt cu capacitățile mele de expertiză și cu capacitățile de expertiză ale colegilor care le avem, încercăm să facem pe lângă proiectele care le facem în mod curent. Iată, ne-am apucat și de acest proiect, pentru că au venit niște colegi din Germania, de asemenea experți, care așa, într-o glumă, mi-au spus, haideți să calculăm, și mi-au spus, uite, orașul tău calculează pentru el, și am calculat pentru el acest impact de mediu. Nu l-am monetizat încă ca să arăt în monetă cât aceste emisii, dar da, există calcule, există deja pentru Minsk, există pentru multe orașe americane, pentru port, pentru Philadelphia, pentru orașele din Uniunea Europeană. De asemenea, Uniunea Europeană aceste lucruri s-au calculat și au renunțat la denivelările acestea în masă încă din anii 90 și a începutul anilor 2000. Au lăsat doar în anumite porțiuni, în anumite lucruri unde nu există, deci alte posibilități, în anumite străduțe înguste unde circulă una, două mașini pe oră, dar nu în așa hal cum este la noi. La noi au văzut că este... Mie mi se pare că asta e pur și simplu o înțelegere dintre petroliști, dintre importatorii de piese cu autoritățile publice locale. Pentru că cei care câștigă din această afacere sunt anume petroliștii, pentru că noi consumăm cu 20-25% mai mult combustibil din cauza acestor denivelări și asta este normal, asta este calculat. Deja am calculat în acel raport, pentru că la 10 km de traseu, în orice punct, de la Ciocana la Buiucan, de la Buiucan la Botanica, dai de 10 denivelări în mod sigur și atunci 15-20% de combustibil mai mult cheltui. Deci combustibile și piesele, pentru că de 2-3 ori mai des trebuie să schimbi piesele care țin de caroserie, care țin de amortizoare, care țin de toate lucrurile astea, care se uzează foarte repede. Deci sau primăria este în cârdășie cu ei, sau pur și simplu din prostii le face lor bani și din buzunarul nostru ne scoate acești bani. Domnule Ungureanu, haideți să vorbim din punct de vedere tehnic, pentru că aceste limitatoare reduc viteza până la 30 de km. Este așa? Ce se întâmplă de fapt cu un automobil care circulă cu viteza de 30 de km de oră și întâlnește în cale un limitator de viteză? Deci lucrul ăsta l-am determinat de asemenea în raport. Da? Este... Îl am și în formă electronică, aș pot să-l da fac public. Sunt prezent, da. Când trece mașina peste o denivelare de acest tip, apare o accelerare axială pe Y. Deci ce înseamnă aceasta? O accelerare în sus. Înseamnă o lovitură mecanică. Dacă le trecem cu viteza de 30 km la oră, apare o lovitură foarte puternică care fiecare șofer o simte. Și de aceea toți încearcă să treacă la 5-6 km până la 10 km la oră. Dacă trecem la 30, apare o lovitură de 45 metri pe secundă la pătrat, ceea ce tradus în G, pentru că toți știu, este 4,6 G. Ce înseamnă G? Asta înseamnă că un om sau o persoană, în greutate, simte greutatea ei de 4,6 ori mai mult. Caruselurile care ne învârtesc, spre exemplu, când ne ducem acolo, ele de asemenea, fiecare om simte o greutate asta de câteva ori mai mare. În cei care, cosmonauții de asemenea, care zboară în cosmos, de asemenea, simt la momentul accelerării, simt aceste valori mai sus de 3,5 G, sunt periculoase pentru sănătate și asta o dă Autoritatea Națională de Medicină și studiile medicale internaționale. Chiar și avioanele când decolează, ele nu au dreptul să depășească 2,5 G, deci această forță gravitațională. Uitați-vă că noi când trecem peste aceste denivelări la viteza de 30 km pe oră, noi suferim asupra noastră o lovitură de 4,6 G, deci, care depășește cu mult acele valori admisibile și pentru avioane și pentru caruseluri care nu au dreptul mai mult de 3,5. Deci este un impact și asupra sănătății și asupra pieselor, pentru că dacă la momentul inițial în care piesele mai absorbă o parte din această lovitură, piesele automobilului, peste treceri, dacă de exemplu treci de 100, peste 100 de treceri, 100, dar liber le aduni într-o câteva luni, în 2-3 luni le aduni dacă circule activ cu mașina, deja piesele nu mai au aceeași răspundere și toată această lovitură se transmite direct mărfurilor sau pasagerilor și asta o simțim foarte bine a cei care circulăm
cu transportul public, mai ales că nu are timp, nu are posibilitatea municipalitatea să reînnoiască aceste piese ce țin de suspensie și suspensia se uzează foarte repede în acest caz. Da, eu nu propun acum o măsură radicală să le scoatem toate. Haideți să reflectăm cum facem. Găsim și alte măsuri de calmare a traficului, pentru că există problema tamponării pietonilor și problema aceasta trebuie rezolvată, dar nu suntem doar să vedem o singură soluție, trebuie să vedem multe criterii alte, trebuie să vedem mai multe tipuri de soluții să le punem pe masă, soluții arhitecturale care nu ar forma acel zgomot, care nu ar forma acele emisii. Pe de o parte noi evităm. Domnul Canaș spunea că principalii sunt pietonii în trafic. Păi principalii sunt pietonii, dar noi trăim într-un oraș în care principalii suntem oamenii, cu toții. Și dacă avem anumite elemente în acest oraș care salvează pe de o parte, dar pe de altă parte formează mult mai mult rău și dăunează mult mai mult atmosferii, dăunează aerului pe care îl respirăm cu toții, atunci noi nu am făcut nimic. Haideți, dacă poliția susține că doar principalii sunt pietonii, să-i dăm poliției responsabilitatea de a lecui pe acei oameni care s-au îmbolnăvit de boli cardiorespiratorii din cauza acestui aer poluat. Să-i dăm poliției responsabilitatea de a plăti acei lecuirea acelor copii care stau la Institutul Oncologic astăzi, sunt destul de mulți. Haideți să vedem și altă parte a problemei. Eu nu vreau să fac acum polemică cu ei pe această cale, dar au o poziție, poziția lor este clară, vor să limiteze, dar aș sugera ca să lărgească un pic orizontul de soluții și orizontul de soluții se observă că sunt mai multe. Se vadă cum se procedează în alte țări. În alte țări se procedează și prin alte soluții, nu doar prin aceste. Și aș vrea să spun că pe lângă faptul acesta cu denivelările am mai descoperit încă o serie întreagă de probleme care pe scurt le voi expune acum. În municipiul Chișinău legat de tot de transportul public, pentru că bine, trafic, în fiecare zi ne lovim cu acest trafic. Avem un centru al capitalei care încă nu sunt puse marcaje rutiere. Deja au trecut mai mult de un an, sunt practic 2 ani sunt de când nu sunt puse aceste marcaje rutiere și este un pericol foarte mare. Deci nu ai dreptul să exploatezi o oră acel drum dacă din partea municipalității dacă nu sunt puse marcajele. O altă problemă importantă este că semafoarele din centrul capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare, nu au semafor corespondent. Deci, practic, șoferul stând pe linia stop, care conform legii trebuie să se oprească, conform codul rutier, trebuie să se oprească, are semaforul deasupra capului, la un unghi mai mare de 90 de grade. Deci, imposibil, în afara câmpului vizual. Iar semaforul de direcția celălalt arată doar, semnalează doar pentru șoferii din partea vis-a-vis. Deci, în mod normal, cum la alte intersecții, din când nu a fost renovarea aceasta, sunt semafor corespondent de partea aceea. Și stând la față, vezi că este verde, că este galben, că este roșu, deci poate să circule. Asta prezintă un pericol nu doar pentru șoferi, dar și pentru pietoni. Pietonul trecând, el nu știe că șoferul vede sau nu vede acea culoare care se află, care o arată semaforul. Și iarăși, aici dintr-o greșeală, pentru că am găsit legile, am găsit standardele care sunt valabile în Republica Moldova, care obligă ca autoritățile locale să pună și asemenea când se instalează semafor, trebuie să fie și un semafor corespondent de partea cealaltă de intersecție, hai așa spunem, ca să fie observabil. Că acum stând în intersecție trebuie să aștept să fie claxonat din spate, pentru că cei din spate văd semaforul, dar cei din față nu văd, ca să știi să mergi înainte sau nu, sau să te orientezi pe alte, pe cei care arată pentru pietoni sau altele lucruri. Deci sunt o serie întreagă de probleme care... Ce face primăria în acest interval de timp? Primăria în acest interval de timp se ocupă de întrebări politice, de întrebări, nu știu cine, 1940 sau alte lucruri, deci se ocupă cu demagogie, iată așa. Pentru că lucrurile astea și problemele astea s-au întâmplat din cauza că nu au fost expertiză, nu au fost specialiști. Dacă nu au ei specialiști, lasă să vină la noi. Le vom da gratis acest ajutor și mă adresez acum către organele primăriei. Dacă au nevoie de expertiză tehnică, expertiză de mediu pentru diferite, suntem o serie întreagă de specialiști. Cunosc oameni care pot să facă acest lucru doar ca să ajutăm, să scoatem acest oraș din aceste probleme care sau pentru că s-a ajuns la acest, la un asemenea halcă, nu știu, da, lucrul ăsta ar trebui să fie plătit, dar suntem de acord să facem ceva ca să ajutăm, pentru că dacă nu reușesc ei singuri, lasă să ceară ajutor, nu să facă din capul lor. Spunea ceva mai devreme despre limitatoare de viteză care sunt instalate, hai să zic, pe jumătate de carosabil. Pe de o parte reprezintă pericol pentru pietoni, pe de altă parte pentru cei care circulă acolo, pentru că iese pe contrasens. De fapt, poliția capitalei și nu doar a capitalei încearcă să monitorizeze și să ține sub control aceste încălcări. Este legală, unde vreau să ajung, este legală instalarea lor pe această porțiune?
Iată care ar fi problema. Dacă s-ar instala pe întreaga porțiune a drumului, atunci lovitura mecanică ar fi dublă. Deci imediat ce treci, deci odată până la trecerea de pietoni și odată după trecerea de pietoni. Și atunci uzura pieselor, consumul de combustibil iarăși aici cresc într-o anumită proporție. Iarăși vom putea calcula ca să determinăm, pentru că totul se dă în cifre. Și consumul de combustibil adițional de 160-170 de litri va crește la alte cifre pentru fiecare denivelare. Dar lucrul acesta nu este o soluție, pentru că iarăși noi ne adâncim și mai mult, pentru că se ocolește și am observat chiar și echipajele poliției rutiere de asemenea ocolesc acestea și fac această șerpuire. Da, nu este un secret pentru nimeni. Toți încearcă să ocolească cumva pentru că încearcă să-și saldeze mașina, să-și saldeze buzunarul, piesele și așa mai departe. Dar lucrurile acestea erau, dacă sunt temporare și în toată lumea civilizată acestea sunt doar niște soluții temporare, păi să fie temporare și între timp trebuiau să se găsească, dar au trecut deja 4 ani. Ce înseamnă temporar? Eu, păi, în calitate de cetățean, ce trebuie să înțeleg? Păi aici avem iarăși această formă ambiguă când spunem un termen rezonabil. Și noi am mai trecut Moldova prin termeni rezonabile. Și la formarea guvernului. Și la formarea guvernului și la alegerea președintelui și așa mai departe. Deci, acestea sunt niște soluții temporare și iarăși nu sunt analizate, nu există capacitate de expertiză care să ne spune că, uitați, fiecare zi cu care noi întârziem soluționarea acestei probleme ne aduce atâtea emisii. Fiecare zi cu care noi întârziem soluționarea problemei ne scoate din buzunar 12.600 litri de combustibil care se transformă mulțit la 16 lei, iată în câți lei ne se transformă în fiecare zi. Deci lucrul ăsta adițional, doar asta este consumul adițional care noi îl avem. Deci lucrurile astea trebuie să fie analizate și noi trebuie să cât mai repede să găsim acestea. Nu există nicio, hai așa spune, abordare. Dacă ar fi un proiect, spune că iată, este proiectul, dar proiectul, pentru proiectul acesta nu avem bani, ar fi o altă soluție. Dar acum la moment nici proiectul nu e și nici o soluție, ca să spunem așa, ca să se vrea hotărârea acestei probleme. Și v-am spus, la trafic, la transport sunt foarte multe probleme. Domnule Ungureanu, există limitatoare de viteză, hai să le numesc așa, naturale? Când zic lucrul ăsta, nu mă refer la instalațiile plastice, ci la tot felul de construcții. Da, păi... E o alternativă? De asta și discutam și sunt specialiști în urbanism, care am discutat chiar și la primărie, au fost... care au experiență internațională și ne propun și alte soluții. Există posibilitatea ca să organizăm traficul în așa fel ca o bandă să fie temporar sistată, adică să dispară cu anumite construcții adiționale, să fie pusă iarbă sau și clar că bine îngrădită acea parte, să fie puse anumite insulițe de siguranță care ar lua și atunci când șoferii sunt nevoiți un pic să mai vireze, deci ei nu accelerează atât de mult și nu sunt atât de periculoși în trafic. Bine, pentru anumite sectoare care sunt foarte largi, de exemplu viaductul sau acolo nu este posibil, pentru că acolo așa este porțiunea aceea ca să se ia porțiune de viteză și acolo chiar este limita de 70 la kilometri, nu 50 kilometri ca în tot orașul. Deci sunt anumite porțiuni în care nu putem face nimic, așa le lăsăm. Acolo pur și simplu ferim pietonii de acele locuri. Dar sunt locuri care în oraș, ca Ștefan cel Mare, ca strada București, de ce nu, sau altele, în care pot fi puse anumite soluții, așa spun, elegante. Soluții care ar fi un pic mai frumoase și ca privire și ca aspect și ar avea și efect mai mare. Dacă ar fi la acele denivelări, în loc de acea denivelare să fie pusă un semafor și o cameră de luat vederi, sau sunt acum denivelări smart, așa numite denivelări smart, care acționează pneumatic și se ridică doar în momentul când există pieton sau există o viteză prea mare a automobilului. Și atunci ele pneumatic sunt acționate de la acele senzori, deja sunt foarte ieftine, mult mai ieftine decât acele 59.000 de lei, care se ridică și au acele 5-7 cm de nivelare. Apare doar la momentul când este pieton sau când este necesar a calma un pic traficul. Domnule Ungureanu, mai avem un minut în cadrul acestei emisiuni. Vreau să vă întreb, ați avut vreo reacție din partea unei instituții ale statului după aceste declarații, după această conferință de presă, de fapt și pe parcursul efectuării până la urma a studiului, pentru că bănuiesc că a necesitat o perioadă relativ lungă de timp. Da, însă și studiul a necesitat timp deoarece era nevoie de corespondența aceasta, să scriu scrisori, să primesc răspuns, se întindea 30 zile, apoi vedeam că răspunsul nu este chiar așa cum trebuie, mai scriem. Deci nu prea avem reacții, am solicitat ca să vedem ce facem, cel puțin să fie creată o comisie.
ca să vedem ce facem mai departe cu acestea, ce soluții mai propunem, nu avem nimic. Și în acest caz consider că toți șoferii trebuie să-și ia cheltuielile care le-au făcut pentru suspensie, pentru amortizare și să vină la primărie, să vină cu aceste cheltuieli și să le ceară în formă judiciară. Ceea ce vreau să fac și eu, să încerc să scot o parte din cheltuielile care consider că le-am făcut cu automobilul stricându-l pe aceste drumuri sparte și pe aceste denivelări care nu sunt conform legii și să-i educăm astfel. Domnule Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă mai aștept și cu alte ocazii pentru chiar a continua tema propusă astăzi spre discuție, este una destul de stringentă. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi.